Lecturi ale cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic. Despre urmărirea adevărului. Cum să urmărești adevărul? 7. În acest sezon, subiectul principal despre care am avut părtășie a fost cum să urmărești adevărul. Anterior, am rezumat două principii de practică pentru urmărirea adevărului. Care este primul principiu? Primul principiu este renunțarea, iar al doilea este dăruirea. Nu am terminat părtășia despre subiectul renunțării. Care este prima temă a renunțării? Renunțarea la diverse emoții negative. Despre ce am avut în principal părtășie, în ceea ce privește renunțarea la diverse emoții negative. În principal, am dezvăluit și am avut părtășie despre emoțiile negative pe care le experimentează oamenii. Mai precis, despre ce tipuri de emoții negative îi însoțesc adesea pe oameni în viața zilnică și pe calea vieții lor, precum și despre cum să renunțe la acestea. Aceste emoții negative se manifestă ca un soi de senzație în interiorul oamenilor, dar, în realitate, sunt declanșate de diverse gânduri și convingeri false pe care le au oamenii. Diversele emoții negative se declanșează din cauza diferitelor gânduri și puncte de vedere ale oamenilor și sunt dezvăluite și se manifestă în ei. Pe baza aspectelor emoțiilor negative despre care am avut părtășie mai devreme, a diverselor comportamente ale oamenilor și a diverselor lor gânduri și puncte de vedere, ce probleme vedeți? Cu alte cuvinte, disecând manifestările externe ale diverselor emoții negative, puteți să percepeți vreo esență fundamentală a gândurilor oamenilor? Când emoțiile negative se manifestă într-o persoană, dacă le analizăm mai în profunzime și le disecăm cu atenție, putem observa diversele sale opinii, perspective și atitudini incorrecte față de oameni, evenimente și lucruri ascunse în acele emoții negative și putem să vedem chiar și abordările sale cu privire la gestionarea și clasificarea diverselor persoane, chestiuni și lucruri din interiorul lor. Așa este? Așadar, din diversele momente în care am avut părtășie despre disecarea acestor emoții negative, putem spune că diversele gânduri și puncte de vedere eronate, înșelătoare, părtinitoare, negative și potrivnice ale oamenilor sunt ascunse în emoțiile lor negative? Putem spune acest lucru? Ce am spus în acest moment? Dumnezeu a spus în acest moment că diversele gânduri și puncte de vedere eronate, înșelătoare, părtinitoare, negative și potrivnice ale oamenilor sunt ascunse în emoțiile lor negative. M-ați înțeles clar? Dacă nu avem părtășie despre aceste emoții negative, este posibil ca oamenii să nu acorde multă atenție emoțiilor negative temporare sau pe termen lung care ies la suprafață. Totuși, după ce disecă diversele gânduri și puncte de vedere ascunse în emoțiile negative, recunosc oamenii acest lucru? Diverse gânduri și puncte de vedere negative se ascund în diferite emoții negative ale oamenilor. Cu alte cuvinte,
când o persoană experimentează emoții negative, la suprafață, acestea ar putea părea anumite sentimente. Persoana ar putea să dea frâu liber emoțiilor sale, să spună lucruri deprimante, să se arate plictisită și să aducă vorba despre anumite rezultate negative sau să facă lucruri care sunt relativ extreme. Asta este dezvăluit la exterior. Totuși, în spatele acestor manifestări ale emoțiilor negative și ale comportamentelor extreme, în realitate, oamenii au în sinea lor diverse gânduri și puncte de vedere negative. Prin urmare, deși am discutat despre emoțiile negative în această perioadă, în realitate, disecăm diversele gânduri și puncte de vedere negative ale oamenilor, expunând și disecând diversele lor emoții negative. De ce expunem aceste gânduri și puncte de vedere? Afectează aceste gânduri și puncte de vedere negative doar emoțiile oamenilor? Este așa doar fiindcă ele provoacă oamenilor emoții negative? Nu. Aceste gânduri și puncte de vedere eronate nu influențează doar emoțiile și ceea ce caută cineva. Totuși, ce pot vedea și percepe oamenii sunt emoțiile și comportamentele sale exterioare. Prin urmare, folosim metoda simplă și convenabilă a disecării emoțiilor negative pentru a expune diversele gânduri și puncte de vedere negative, potrivnice și necuvincioase ale oamenilor. Expunem aceste gânduri, puncte de vedere și emoții negative, fiindcă aceste gânduri și aceste puncte de vedere sunt raportate la perspectiva și poziția oamenilor în legătură cu felul de a privi oamenii și lucrurile, de a se comporta și de a acționa în viața reală. Au, de asemenea, legătură cu obiectivele de supraviețuire și cu direcția oamenilor și, în mod firesc, și cu opiniile lor despre viață. Astfel, am efectuat această expunere a anumitor emoții negative. Cu toate acestea, scopul principal al părtășiei despre diverse emoții negative este de a expune, a diseca și a înlătura diversele gânduri și puncte de vedere false, negative și potrivnice ale oamenilor. Prin faptul că dezvăluim aceste gânduri și puncte de vedere negative, oamenii vor fi capabili să recunoască opiniile, atitudinile și perspectivele incorrecte care există în gândurile lor față de diverse persoane, evenimente și lucruri. Acest lucru ajută la înlăturarea diverselor emoții negative provocate de aceste gânduri și puncte de vedere negative și, astfel, permite oamenilor să recunoască și să vadă ca atare aceste gânduri și puncte de vedere false, după care pot să caute calea corectă, să renunțe la ele și să le abandoneze complet. Țelul suprem este să dobândească abilitatea de a înfrunta, aborda, gestiona și înlătura anumite persoane, evenimente și lucruri cu care se confruntă în viața de zi cu zi sau de-a lungul vieții lor cu gândurile și punctele de vedere corecte. Pe scurt, care este finalul dorit? Este de a-i ajuta pe oameni să recunoască și să vadă ca atare diversele gânduri negative prezente în interiorul lor și, după ce le recunosc,
să schimbe și să corecteze permanent aceste gânduri și puncte de vedere eronate în viețile și pe căile vieților lor, să caute, să accepte sau să se supună gândurilor și punctelor de vedere corecte, care se conformează adevărului, și, în cele din urmă, să trăiască și să se comporte având gândurile și punctele de vedere corecte. Acesta este scopul. Sunteți de acord? La suprafață expunem emoțiile negative ale oamenilor, dar, în realitate, expunem gândurile și punctele de vedere false ale acestora față de diferite persoane, evenimente și lucruri. Scopul este de a-i ajuta pe oameni să folosească gândurile și punctele de vedere corecte atunci când se confruntă cu anumite persoane, evenimente și lucruri pentru a le ține piept și a le trata, și, în cele din urmă, să acționeze în conformitate cu adevărurile principii atunci când privesc oamenii și lucrurile, când se comportă și când acționează. Nu reia acest lucru tema: cum să urmărești adevărul? Părtășia despre renunțarea la anumite emoții negative revine, în cele din urmă, tot la subiectul mai larg: cum să urmărești adevărul? Fără să devieze de la tema principală, nu-i așa? La început, unii oameni s-ar putea gândi: renunțarea la diverse emoții negative nu pare să aibă o mare legătură cu urmărirea adevărului. Emoțiile negative sunt doar dispoziții temporare sau gânduri și idei de moment. Dacă este un gând de moment sau o dispoziție temporară, nu se încadrează în sfera emoțiilor negative despre care avem părtășie. Aceste emoții negative presupun aspecte de principiu și de fond legate de felul în care oamenii îi privesc pe ceilalți și lucrurile, și de felul în care ei se comportă și acționează. Ele implică punctele de vedere, pozițiile și principiile pe care oamenii ar trebui să le susțină în viață, precum și opiniile lor despre viață și despre modurile de viață. Scopul suprem al părtășiei despre acestea este de a-i ajuta pe oameni atunci când înfruntă diverse chestiuni în viață să nu mai gestioneze aceste chestiuni cu spontaneitatea sau impetuozitatea lor, sau să nu mai trateze aceste chestiuni folosindu-și firile corupte. Firește înseamnă și că nu vor gestiona aceste probleme pe baza diverselor filosofii satanice insuflate lor de către societate. În schimb, le vor aborda în modul corect, cu conștiința și rațiunea pe care o persoană ar trebui să le aibă, măcar atunci când tratează problemele cu care se confruntă în viață. Mai mult, cu condițiile de bază ale conștiinței și rațiunii umane normale, ei vor trata diversele persoane, evenimente și lucruri implicate și întâlnite în viață și în existență conform cuvintelor lui Dumnezeu, adevărului și diverselor principii învățate de la Dumnezeu. Părtășia despre diverse emoții negative și disecarea acestora sunt menite a atinge acest obiectiv. Înțelegi? Spune-mi. Obiectivul lui Dumnezeu, atunci când are părtășie despre aceste emoții negative și le disecă, este de a-i ajuta pe oameni să discearnă
și să schimbe gândurile și punctele de vedere eronate din emoțiile lor negative, renunțând astfel la aceste emoții negative și bazându-se pe conștiință și pe rațiune pentru a gestiona și a trata în mod corect diversele persoane, evenimente și lucruri cu care se confruntă în viață, conform cuvintelor lui Dumnezeu și adevărurilor principii. Acest lucru le permite să-și schimbe în mod treptat opinia despre viață, să privească oamenii și lucrurile pe baza adevărului, să se comporte și să acționeze în conformitate cu adevărul și să-și trăiască umanitatea normală. Dacă nu aș avea părtășie despre aceste emoții negative și nu le-aș diseca, dacă nici nu aș avea părtășie despre gândurile și punctele de vedere negative ale oamenilor și nici nu le-aș expune, atunci când oamenii s-ar confrunta cu probleme în viața zilnică, adesea ar aborda poziția și perspectiva greșită, înfruntând, gestionând și înlăturând aceste chestiuni cu gânduri și puncte de vedere false. În acest fel, într-o mare măsură, oamenii s-ar simți adesea constrânși, obligați și controlați de aceste gânduri negative, incapabili să gestioneze anumite probleme ale vieții, conform cerințelor lui Dumnezeu sau principiilor și metodelor dezvăluite în cuvintele lui Dumnezeu. Desigur, dacă o persoană are gândurile și punctele de vedere corecte față de diverse persoane, evenimente și lucruri, precum și perspectiva și poziția corectă, acest lucru o va ajuta mult ca, atunci când se va confrunta cu aceste persoane, evenimente și lucruri, să le trateze din perspectiva corectă, sau măcar în sfera conștiinței și rațiunii umane normale, și să evite să gestioneze diverse aspecte într-un mod impetuos sau conform firilor sale corupte, lucru care poate să ducă la probleme inutile și să provoace consecințe nedorite. De exemplu, felul în care o persoană abordează viitorul, boala, familia, căsnicia, sentimentele, banii, relațiile dintre oameni și propriile talente, precum și statutul social și meritele sale și alte aspecte similare, se bazează pe ceea ce a auzit, a învățat sau a influențat-o și a afectat-o în familia ei sau în societate, înainte să ajungă la o înțelegere a adevărului, ca să nu mai vorbim despre anumite experiențe sau metode pe care ea le-a născocit singură. Fiecare persoană are propriul mod unic de a aborda lucrurile și fiecare persoană accentuează o anumită atitudine atunci când tratează chestiunile. Desigur, există un factor comun în modurile diferite în care oamenii abordează lucrurile, și anume, faptul că toți sunt dominați și conduși de gânduri și puncte de vedere negative, potrivnice, false sau părtinitoare. Scopul lor final este să obțină propria faimă, propria avere și propriul interes personal. Mai precis, aceste gânduri și puncte de vedere provin din influența și învățăturile satanei. Se poate spune și că acestea își au originea în diversele gânduri și puncte de vedere false, pe care satana le răspândește, le susține și le încurajează în rândul omenirii. Sub îndrumarea acestor gânduri
și puncte de vedere false. Oamenii le folosesc în mod inconștient pentru a se proteja și pentru a asigura maximizarea propriilor interese. Ei fac tot posibilul să utilizeze aceste gânduri și puncte de vedere diverse, care își au originea în societate și în lume, pentru a se proteja și a căuta maximizarea propriilor beneficii, ca să-și atingă interesele personale. Desigur, această misiune de dobândire este de neoprit și depășește limitele morale, precum și conștiința și rațiunea. Prin urmare, sub îndrumarea acestor emoții negative și a acestor gânduri și puncte de vedere negative, rezultatul suprem al modului în care oamenii îi privesc pe ceilalți și lucrurile și modul în care se comportă și acționează poate duce doar la exploatări, înșelăciuni, prejudicii reciproce și la conflicte între oameni. În cele din urmă, sub îndrumarea, înlănțuirea sau ademenirea diverselor gânduri și puncte de vedere negative, oamenii se vor îndepărta mai mult de cerințele lui Dumnezeu sau chiar și de principiile privind modul în care să te comporți și să acționezi după cum te-a învățat Dumnezeu. Se poate spune și că sub îndrumarea și ademenirea diverselor gânduri negative, oamenii nu vor dobândi niciodată adevărul și nu vor intra în realitatea practicării acestuia, conform cerințelor lui Dumnezeu. Le devine greu și să respecte principiul de a-și baza opiniile despre oameni și lucruri și comportamentul și acțiunile pe cuvintele lui Dumnezeu, cu adevărul drept criteriu. Prin urmare, pe măsură ce oamenii își înlătură propriile emoții negative, în realitate, ei trebuie și să renunțe la diverse gânduri și puncte de vedere negative. Abia când oamenii recunosc diversele gânduri și puncte de vedere eronate din interiorul lor, pot ei să renunțe la orice fel de emoție negativă. Desigur, când oamenii renunță la diverse gânduri și puncte de vedere negative, în mare măsură, și emoțiile negative le sunt înlăturate. De exemplu, să ne gândim la emoțiile deprimante despre care am avut părtășie mai devreme. În termeni simpli, dacă o persoană dă naștere acestor emoții negative, fiindcă simte constant că soarta ei este rea, atunci, când se agață de gândurile și punctele de vedere că soarta ei este rea, ea se scufundă în mod inconștient în depresie. Mai mult, conștiința ei subiectivă îi întărește tot mai mult convingerea că soarta ei este rea. Oricând se confruntă cu ceva oarecum dificil sau solicitant, se gândește: ah, am o soartă rea. Atribuie lucrul respectiv sorții sale rele. Ca urmare, ea trăiește în emoțiile negative de disperare, abnegație și depresie. Dacă oamenii pot să înfrunte în mod corect diversele dificultăți cu care se confruntă în viață sau să caute adevărul atunci când apar gânduri și puncte de vedere negative, bazându-se pe cuvintele lui Dumnezeu pentru a le înfrunta, recunoscând ce înseamnă destinul uman și crezând că soarta lor este în mâinile lui Dumnezeu și că El deține controlul, atunci pot aborda în mod corect aceste greutăți, provocări, obstacole și dificultăți ale vieții, sau pot înțelege în mod corect aceste strădanii. Făcând acest lucru, se schimbă vreun pic gândul și punctul lor de vedere
că au o soartă rea? În același timp, câștigă ei o poziție adecvată pentru a înfrunta aceste probleme? Când oamenii au poziția corectă în confruntarea cu aceste aspecte, sentimentele lor de depresie se îmbunătățesc treptat, ajungând de la grave la moderate, făcând tranziția de la moderate spre ușoare, până când, de la o stare ușoară, se disipează complet și dispar din ființa lor. În consecință, sentimentele lor de depresie încetează să existe. Din ce motiv se întâmplă asta? Fiindcă gândul și punctul lor de vedere dinainte, respectiv, am o soartă rea, suferă o transformare. După ce este corectat, ei nu își mai privesc soarta cu un sentiment de depresie, ci abordează aspectele cu o atitudine dinamică și optimistă, cu metodele învățăturilor lui Dumnezeu și cu perspectiva esenței destinului, pe care El a dezvăluit-o umanității. Prin urmare, când înfruntă aceeași problemă cu care s-au confruntat în trecut, ei nu își mai privesc destinul prin prisma gândurilor și punctelor de vedere conform cărora au o soartă rea și nu se mai împotrivesc și răzvrătesc împotriva acestor probleme cu sentimente de deprimare, deși inițial s-ar putea să le ignore sau să le trateze cu indiferență, de-a lungul timpului, pe măsură ce vor cerceta mai amănunțit căutarea adevărului și statura lor va crește, pe măsură ce perspectiva și poziția lor în legătură cu felul de a privi oamenii și lucrurile vor deveni tot mai corecte, sentimentele lor de deprimare nu numai că vor dispărea, dar vor deveni și mai dinamice și mai optimiste. În cele din urmă, ei dobândesc o înțelegere completă și o perspectivă clară asupra naturii destinului uman. Ei pot să gestioneze și să abordeze corect aceste chestiuni, cu o atitudine sau o realitate de supunere în fața orchestrării lui Dumnezeu. În acel moment, ei au renunțat complet la sentimentele lor de depresie. A renunța la emoțiile negative este un proces atât de important, încât este un subiect semnificativ în viață. Pe scurt, când o emoție negativă prinde rădăcini adânci în inima unei persoane sau influențează felul în care aceasta privește oamenii și lucrurile și felul în care se comportă și acționează, ea este, fără îndoială, mai mult decât o simplă emoție negativă. În spatele său există un gând sau un punct de vedere incorrect cu privire la această chestiune sau la alta. În astfel de cazuri, ce trebuie să faci nu este doar să analizezi sursa emoțiilor negative, ci, mai important, să cercetezi asasinul ascuns din emoțiile tale negative. Acest element ascuns este un gând sau un punct de vedere negativ, care s-a înrădăcinat adânc în inima ta, într-o lungă perioadă de timp. Un gând sau un punct de vedere fals cu privire la modul cum tratezi lucrurile. Cât despre aspectele false și negative, acest gând sau punct de vedere în mod categoric contrazice adevărul și îi se opune. În acest moment, sarcina ta nu este doar să te gândești la el, să-l diseci și să te familiarizezi cu el, ci mai degrabă să înțelegi pe deplin răul pe care ți-l face, controlul și înlănțuirea pe care le exercită asupra ta
și impactul negativ pe care îl are asupra căutării de către tine a adevărului. Prin urmare, ce trebuie să faci este să expui, să diseci și să recunoști diverse gânduri și puncte de vedere negative. În același timp, trebuie să cauți cuvintele lui Dumnezeu pentru a le discerne și a le vedea ca atare, conform adevărurilor principii despre care are părtășie Dumnezeu, să-ți înlocuiești gândurile și punctele de vedere negative cu adevărul și să înlături complet emoțiile negative care te-au prins în mreje. Aceasta este calea spre înlăturarea emoțiilor negative. Unii oameni spun: până acum nu am observat nicio emoție negativă la mine. Nu-ți face griji. Mai devreme sau mai târziu, la momentul potrivit, în mediul adecvat, sau când vei ajunge la vârsta adecvată, sau într-un moment special, semnificativ în viață, aceste emoții negative vor apărea în mod firesc. Nu este nevoie să te uiți după ele sau să le cauți în mod conștient. Mai mult sau mai puțin, într-o anumită măsură, ele există în inimile tuturor. Asta fiindcă oamenii trăiesc în lumea umană. Nimeni nu abordează nimic așa cum ar face-o un computer. Fără să țină cont de propriile gânduri și puncte de vedere, iar gândurile oamenilor sunt active, sunt ca un recipient care poate primi lucruri pozitive și negative. Din nefericire, cu mult timp înainte ca oamenii să înceapă să accepte gânduri și puncte de vedere negative, ei deja acceptau diverse gânduri și puncte de vedere eronate și incorrecte de la Satana, de la societate și de la omenirea coruptă. Aceste gânduri și puncte de vedere incorrecte au umplut în profunzime sufletele oamenilor, afectându-le și tulburându-le grav viețile de zi cu zi și căile vieții. Prin urmare, în timp ce gândurile și punctele de vedere negative însoțesc viețile oamenilor și existența acestora, diverse emoții negative însoțesc, de asemenea, viețile și calea existenței lor. Așadar, indiferent de persoană, într-o zi vei descoperi că nu ai doar câteva emoții negative temporare, ci ai multe. Nu numai că ai un gând sau un punct de vedere negativ, ci în tine există simultan numeroase gânduri și puncte de vedere negative. Chiar dacă încă nu au fost dezvăluite, asta e doar din cauză că nu există un mediu potrivit, un moment adecvat sau un factor declanșator care te-ar putea face să-ți expui gândurile și punctele de vedere eronate sau să te descarci și să-ți dezvălui emoțiile negative sau pentru că încă nu a apărut mediul sau momentul respectiv. Dacă va apărea unul dintre acești factori, el va acționa ca un fitil, aprinzându-ți emoțiile negative și gândurile și punctele de vedere negative ca să explodeze. Vei fi în mod involuntar influențat, controlat și limitat de acestea. Ele pot chiar să devină un obstacol pentru tine și să-ți influențeze alegerile. Este numai o chestiune de timp. Este așa fiindcă diversele emoții negative despre care am avut părtășie sunt aspecte care pot fi întâlnite în viața oamenilor sau pe calea existenței lor și sunt probleme realiste
cu care se confruntă fiecare persoană în viața sau în existența sa. Ele nu sunt iluzorii, ci concrete, fiindcă aceste emoții negative implică în mod direct principiile pe care ar trebui să le susții și perspectiva asupra supraviețuirii pe care ar trebui să o ai. Este necesar să căutăm și să disecăm cu grijă aceste aspecte. Înainte, am avut părtășie despre emoția negativă asociată sentimentului de a fi ținut în frâu. De câte ori am avut părtășie despre aspectul sentimentului de a fi ținut în frâu? Am avut de două ori părtășie despre el. Despre ce am avut părtășie prima oară? Prima oară am avut părtășie despre faptul că, adesea, oamenii nu pot face ce vor, ceea ce dă naștere emoțiilor negative asociate sentimentului de a fi ținuți în frâu. A doua oară am avut părtășie despre faptul că oamenii nu își pot utiliza competențele și trăiesc adesea într-o stare de emoții negative ținute în frâu. Am avut părtășie despre aceste două aspecte. Din ele, putem spune că în spatele acestor două tipuri de sentimente de a fi ținuți în frâu există, tot ascunse, gânduri și puncte de vedere despre felul în care abordează oamenii viața. Primul tip, care își are originea în incapacitatea de a face ce vrei, ce fel de gând sau punct de vedere reprezintă? Este mentalitatea de a-ți dori mereu să fii încăpățânat și irresponsabil, să faci lucruri pe baza unui impuls, a unei dispoziții și a unui interes, fără să înțelegi nevoia de a-ți asuma o răspundere. Nu este aceasta o anumită atitudine față de viață pe care o adoptă oamenii? Este și o metodă de supraviețuire. Este aceasta o atitudine și o metodă de supraviețuire pozitivă? Nu este pozitivă. Oamenii vor mereu să trăiască așa cum își doresc, să facă lucruri cu încăpățânare, pe baza dispoziției, intereselor și hobby-urilor. Acesta nu este modul de viață corect. Este negativ și trebuie înlăturat. Desigur, emoțiile negative care apar din această atitudine și metodă de supraviețuire negativă ar trebui cu atât mai mult înlăturate. Celălalt tip sunt emoțiile negative asociate sentimentului de a fi ținut în frâu, care apar din inabilitatea de a-ți utiliza propria competență. Când oamenii nu pot să-și demonstreze competența, să se etaleze, să-și demonstreze valoarea personală, să primească validare din partea celorlalți sau să-și satisfacă propriile preferințe, se simt nefericiți, melancolici și ținuți în frâu. Este aceasta o metodă și o perspectivă corectă asupra existenței? Nu. Lucrurile incorrecte s-ar cuveni să fie schimbate și adevărul ar trebui căutat pentru a le înlătura și a le înlocui cu calea corectă, care este în concordanță cu adevărul și cu umanitatea normală. Înainte am avut părtășie despre aceste două motive din spatele apariției emoțiilor care te țin în frâu, precum incapacitatea de a face ceea ce vrei și incapacitatea de a-ți utiliza competențele. Mai există un motiv pentru apariția emoțiilor care te țin în frâu.
vă puteți gândi care este acela. Care sunt alte câteva lucruri legate de punctul de vedere existențial al unui om, care îi pot face pe oameni să se simtă ținuți în frâu? Nu sunteți siguri? Un alt motiv este să te simți ținut în frâu și să dai naștere emoțiilor negative, asociate sentimentului de a fi ținut în frâu, pentru că nu îți poți îndeplini idealurile și dorințele? Gândiți-vă puțin la acest lucru. Există acest aspect al sentimentului de a fi ținut în frâu? Este el o problemă reală pentru oameni? Oamenii despre care am discutat mai devreme, care vor să facă ceea ce își doresc, tind să fie mai egocentrici și mai încăpățânați. Atitudinea lor față de viață e caracterizată de faptul că ei acționează în baza impulsurilor lor și fac orice vor. Ei preferă să facă pe șefii cu alții și nu sunt potriviți traiului într-o comunitate. Metoda lor de supraviețuire este să-i determine pe toți ceilalți să se învârtă în jurul lor și sunt egoiști și incapabili să trăiască în armonie sau să colaboreze armonios cu alții. Al doilea tip de persoană care dă naștere sentimentului de a fi ținut în frâu este un om care vrea mereu să se laude, să-și dea aiere, care crede că el este tot ceea ce trebuie și care niciodată nu le dă celorlalți spațiul necesar pentru a exista. Atât timp cât are un strop de pricepere și puțin talent, va dori să le afișeze, indiferent dacă mediul este potrivit sau dacă priceperea lui este valoroasă sau dacă poate fi folosită în casa lui Dumnezeu. Acest gen de persoană tinde, de asemenea, să sublinieze individualismul, nu-i așa? Sunt toate aceste lucruri implicate în metodele de supraviețuire ale oamenilor? Ambele metode de viață și de supraviețuire sunt incorrecte. Acum, să revenim la emoțiile negative asociate sentimentului de a fi ținut în frâu, despre care am discutat mai devreme, și care apar din cauza inabilității oamenilor de a-și îndeplini idealurile și dorințele. Indiferent de ocazie, de mediu sau de perioadă, și indiferent în ce tip de lucrare se implică, ei se concentrează mereu pe țelul de a-și îndeplini propriile idealuri și dorințe, făcându-l standardul lor. Dacă nu-și pot atinge sau realiza acest scop, se simt ținuți în frâu și triști. Nu este aceasta și o metodă de supraviețuire pentru un anumit tip de persoană? Aceasta este și o metodă de supraviețuire pentru anumiți oameni. Așadar, care este gândul sau punctul de vedere principal al celor care trăiesc conform acestei metode de supraviețuire? Este că, atât timp cât au idealuri și dorințe, indiferent unde sunt sau ce fac, scopul lor este de a-și îndeplini propriile idealuri și dorințe. Aceasta este metoda lor de supraviețuire și scopul lor. Indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătească alții sau de sacrificiile pe care trebuie să le facă alții, indiferent câți oameni trebuie să poarte povara sau să-și sacrifice propriile interese pentru idealurile și dorințele lor, ei vor urmări țelul de a-și realiza propriile idealuri și dorințe fără să renunțe. Sunt dispuși chiar și să profite de realizările altora sau să sacrifice interesele altora fără să ezite,
Dacă nu pot realiza acest țel, se simt ținuți în frâu. Este corect acest tip de gând sau punct de vedere? Nu. Ce este în neregulă cu el? Este prea egoist. Este termenul egoist pozitiv sau negativ? Este un lucru negativ și potrivnic, deci trebuie să fie înlăturat pe baza adevărului. Cum ar trebui să-ți înlături aceste emoții ținute în frâu, care apar din cauză că ești incapabil să-ți împlinești idealurile și dorințele? Haideți să analizăm mai întâi diversele idealuri și dorințe pe care le au oamenii. Ce-ar fi să începem părtășia de acolo? Începându-ne părtășia de la idealurile și dorințele pe care le au oamenii, acestora le va fi mai ușor să înțeleagă și să urmeze o înșiruire clară a ideilor. Așadar, haideți să analizăm mai întâi idealurile și dorințele pe care le au oamenii. Unele idealuri și dorințe sunt realiste, în timp ce altele sunt nerealiste. Unii oameni au idealuri idealiste, în timp ce alții au idealuri realiste. Oare să avem părtășie mai întâi despre idealurile idealiștilor sau despre cele ale realiștilor? Despre cele realiste. Despre cele realiste. Cum rămâne cu idealurile nerealiste? Ar trebui sau nu să avem părtășie despre ele? Dacă nu avem părtășie despre ele, vor fi oamenii conștienți de ele? Dacă nu vor fi conștienți de ele, fără să avem părtășie, atunci chiar este nevoie să avem părtășie despre ele. Adesea, chiar fără să aibă părtășie, oamenii pot percepe idealurile realiștilor. Aceste lucruri există în gândurile și în conștiința tuturor. Unele idealuri și dorințe rămân neschimbate din copilărie până la maturitate, indiferent dacă sunt îndeplinite sau nu, în timp ce altele se schimbă cu vârsta. Pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă, iar cunoștințele, orizonturile și experiența lor se lărgesc, idealurile și dorințele lor se schimbă constant. Ele devin mai realiste, mai apropiate de viața de zi cu zi și mai exacte. De exemplu, în tinerețe, unii oameni și-au dorit să devină cântăreți, dar când au crescut, și-au dat seama că nu pot să cânte corect. Deci, nu era realist să devină cântăreți. Apoi, s-au gândit să devină actori. Câțiva ani mai târziu, s-au privit în oglindă și și-au dat seama că nu sunt foarte arătoși. Deși erau puțin mai înalți, nu erau buni la actorie, iar expresiile lor faciale nu erau foarte naturale. Era nerealist și să fie actori. Așadar, s-au gândit să devină în schimb regizori, ca să poată regiza filme pentru actori. Când au împlinit 20 de ani și au trebuit să aleagă o specializare principală la facultate, idealul lor s-a transformat în a deveni regizori. După absolvire, când au primit diploma pentru regie și au intrat în lumea reală, și-au dat seama că, pentru a fi regizori, aveau nevoie de faimă și prestigiu, de calificări, precum și de resurse financiare, iar lor le lipseau toate acestea. Nu avea să-i angajeze nimeni ca regizori. Prin urmare,
au trebuit să accepte mai puțin și să-și croiască un drum în industria cinematografică, poate ca supervizor de scenariu sau coordonator de producție. În timp, s-au gândit: mi s-ar putea potrivi postul de producător. Îmi place să fiu ocupat și să strâng fonduri. Vorbesc bine și sunt rezonabil de arătos. Oamenii nu mă consideră enervant și pot să comunic bine cu ceilalți și să le intru în grații. Mi s-ar putea potrivi postul de producător. Vezi, idealul lor s-a schimbat treptat. De ce s-a schimbat? Inițial, s-a schimbat pentru că gândurile lor s-au maturizat treptat. Percepția lor asupra lucrurilor a devenit mai precisă, mai obiectivă și practică. Apoi, trăind în viața reală, pe baza mediului lor din viața de zi cu zi și a nevoilor practice și stresurilor vieții, idealurile lor anterioare au fost modificate treptat de mediul respectiv. Într-un impas, incapabili să revină regizori, au ales să devină producători în schimb. Dar, în realitate, a deveni producători le-a împlinit sau nu idealurile? Nu prea au putut să-și dea seama singuri. În orice caz, după ce au început, au făcut asta aproximativ de 10 ani. Sau chiar până la pensionare. Acesta este un rezumat general al idealurilor realiștilor.